Orion FM, Vocea Dornei. Bună ziua, domnule Sandrinio Neagu, Mihai Ciotă de la Orion Media Vatra Dornei vă sună. Bună ziua, bine v-am găsit. Din câte am înțeles, redacția Monitorului de Suceava lucrează cam de acasă, așa cum încet începem să o facem și noi la Vatra Dornei. V-am sunat în legătură cu Spitalul Județean Suceava. Cât de gravă este situația? Am înțeles că a intrat în carantină. Da, situația este destul de serioasă și trebuie tratată ca atare. Până în acest moment sunt confirmate 27 de cazuri de infectare cu nou coronavirus. Este vorba de 18 medici și 9 asistenți medicali, ceea ce înseamnă foarte mult. Chiar dacă vorbim aici de doar Spitalul Județean Suceava, pentru că până la urmă aici ajung cele mai grave cazuri, iar spitalul este practic prima linie a luptei cu acest COVID-19. Da, e o situație foarte delicată, pentru că cifra pe care ați dat-o este mai mare, și e vorba doar de cadre medicale, mai mare decât cazuri raportate în alte județe ale țării. Da, într-adevăr așa este. Din datele pe care le am, cred că numărul cadrelor medicale infectate cu COVID-19 este mai mare decât numărul pacienților, ceea ce este chiar îngrijorător. Și vorbim aici de cadre medicale de la mai multe secții, nu doar de la cei care intră în legătură direct cu persoanele infectate. E vorba de cadre medicale de la secțiile infecțioase, pneumologie, urgențe, ortopedie și pediatrie. Iar printre persoanele care sunt diagnosticate cu COVID-19 este cel puțin o persoană din conducerea spitalului, așa încât situația nu este deloc plăcută și încurajatoare. Da, foarte delicat. Într-un moment în care foarte mulți sunt, așa cum spuneam, în linia întâi, dar avem de asemenea și doctori la nivel de județ care, în special cei care sunt în pensie, dar lucrau în continuare, au contracte de colaborare cu anumite spitale, au intrat în concedii medicale. Credeți că va fi o mobilizare generală la nivelul țării? Adică dacă au fost mobilizați rezidenții din anul 4, s-ar putea inclusiv stomatologii să fie mobilizați? Da, situația este, încă nu este foarte gravă, dar dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Italia, țară din care au revenit de altfel foarte mulți români și oameni care locuiesc și în județul Suceava, ne uităm că lucrurile acolo au scăpat de sub control și din punct de vedere al sistemului sanitar, Italia stă mai bine decât România. Așa încât eu cred că toate lucrurile trebuie tratate cu responsabilitate și seriozitate, inclusiv din partea cadrelor medicale, pentru că a fugi din fața răspunderei nu e o soluție. Poate e o soluție pentru persoana respectivă, dar nu și pentru cei de care ar trebui să aibă grijă. Și chiar această fugă nu-ți garantează că mâine sau poimâine nu te vei infecta cu COVID-19. Da, se testează și caracterele în momentul de față și să sperăm totuși că vom trece cu bine, deși inclusiv dumneavoastră păreți destul de pesimist, în sensul că urmează un val și mai mare, ținând cont de indisciplina noastră mioritică. Exact despre asta e vorba. Când te uiți și vezi inconștienți, imbecili chiar l-aș putea spune, care știu că vin dintr-o zonă cu probleme, dintr-o zonă cu risc, o zonă roșie, și în loc să stea acasă, umblă prin dezlegați pentru a își rezolva niște chestiuni minore, care oricum pot aștepta și se pot rezolva peste 3 săptămâni, o lună. Când vezi astfel de persoane, nu-ți vine să urli, să iei la palme. Astfel de persoane irresponsabile, pentru astfel de persoane irresponsabile, amenda și dosarul penal sunt prea puține. Un lucru prea puțin. Ar trebui măsuri mult mai drastice. Da, și puse în aplicare. Să vedem ce se va întâmpla de marți, pentru că de la ora 10 în această seară intrăm într-o nouă etapă. Eu nu pot decât să vă urez multă sănătate, vă mulțumesc pentru intervenție, ținem aproape și salutări colegilor noștri de la Monitorul de Suceava. Sănătate și celor din zona Dornelor și tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Numai bine, mulțumesc! Orion FM, Vocea Dornei.